Bună ziua, Răzvan, zi tristă pentru voi și pentru politinica Iași. Da, bună ziua. O zi tristă, o zi rușinoasă. Din păcate, am retrogradat matematic. N-am reușit să câștigăm meciul de azi și acesta este deznodământul. Unde s-a făcut diferența astăzi? Nu știu unde s-a făcut diferența. Cred că am încercat, am dat. Nu cred că am dat chiar tot ce am putut și nu știu de ce. Dar diferența a făcut acel gol. Noi am ratat mai mult în prima repriză. Dacă era mai pragmatic să-mi scriem și noi în prima repriză, alt ar fi fost soarta jocului. Personal, ce am văzut eu, unii dintre voi ați jucat cu frâna trasă astăzi. Nu știu, nu pot să zic nimic despre asta. Ce pot să spun e în dreptul meu, că am încercat să fac tot ce am putut să-mi ajut echipa și cam atât pot să spun despre echipă. Nu vreau să comentez despre alți jucători. Care ar fi concluziile tale după acest sezon? Un sezon foarte slab pentru un sezon politic. Slab, un sezon greu, un sezon cu multe lipsuri, cu multe greutăți, cu puține puncte acumulate și toate acestea acumulate ne-au dus la o retrogradare. După părerea ta, care ar fost acel moment care declicul? Unde s-a greșit cel mai mult? E nu clar știu. Că a fost un lanț de greșeli. A fost greșeli, dar cred că după acea serie de 3 meciuri în care n-am pierdut, primul meci din play-out fiind ultimul meci cu Argeș, când am făcut 0-0, aveam o serie bună și după aceea s-a întâmplat ceva și n-am mai reușit să ne ridicăm decât acum pe final, ultimele deplasări. Acasă n-am reușit să batem pe nimeni. Personal, ce vei face? Mai ai contract cu Poli? Da, mai am contract cu Poli, nu m-am gândit ce voi face în continuare. Am încercat să stau focusat la ce avem de făcut. Mai avem un meci, încercăm să ne respectăm cât putem ca fotbalist, să mergem să jucăm și acolo. Și după aceea voi vedea ce va fi. Dacă ar fi un proiect frumos aici la Iași, vei rămâne? Da, o să discutăm asta. Da, îmi place foarte mult aici. Mi-a plăcut foarte mult primirea vestiarului când am venit. Îmi place foarte mult orașul, suporterii. O să vedem. Mulțumesc, succes! O zi bună! Salut!